Iepurașul de Paște este personajul principal al acestei perioade și evident a ajuns și în Iulius Stau Timișoara. Astfel, toți vizitatorii sunt invitați să pornească pe urmele lui pentru că vor fi răsplătiți cu premii și multă distracție. Cei mici au întâlnire cu urecheatul, se pot distra în tradiționalul labirint și la spectacolul de teatru dedicat lor, iar adulții sunt recompensați cu premii la sesiunile de shopping. În schimb, în Iulius Gardens, cu toți au șansa de a călători în preistorie, înconjurați de animale marine gigante și dinozauri animatronici. În schimb, în Iuliu's Mall, de sport pot urmări campionatul balcanic de culturism și fitness. România găzduiește în acest weekend campionatul balcanic de culturism și fitness, ce se va desfășura în premieră la Julius Town. În cadrul competiției vor fi prezenți 150 de sportivi din România, Muntenegru, Kosovo, Grecia, Cipru, Serbia, Nord Macedonia, Albania și Croația, care își vor demonstra abilitățile. Țara noastră va participa cu un lot format din 40 de sportivi pe care îi pot susține în zona Atrium din Julius Mall. Ca în fiecare an din Julius Town, Timișoara, nu lipsește nici labirintul Porașului, care mai este instalat până duminică. Acesta se află în piațeta Intersport și provoacă la Egg Hunt copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani în intervalul orar 10-20. Ca să intre în joc, cei mici trebuie să coloreze un desen din cartea de colorat pe care o vor primi de la ajutoarele Ghiporașului. ei pot participa în grupuri de maximum 10 la Egg Hunt, trebuie să găsească indiciile ascunse de eporaș, iar după ce predau dovezile, vor fi premiați cu surprize dulci și diplome. Accesul este gratuit, iar premiile și distracția sunt garantate. Simpaticul urechiat îi așteaptă pe cei dornici și la sesiun foto zona Intersport tot până duminică 28 aprilie. Așa că trebuie să vă grăbiți ca să aveți cele mai drăguțe felicitări de Paște, împreună cu iepurașul din Willow Town pe care să le faceți cadou celor dragi sau să le păstrați ca suvenir. De asemenea, magia poveștilor continuă în New Town și în această duminică, unde de la ora 11 cei mici au întâlnire cu Tina și iepurașul. În continuare, parcarea VIP din fața clădirii de birouri este cucerită de lumea dinozaurilor și monștri marini. Aici curioși găsesc reprezentări gigant ale celor mai mari creaturi ale tuturor timpurilor. Iar dacă ați început deja cumpărăturile pentru sărbătorile pascale, puteți câștiga și o mulțime de premii. Astfel, până pe 3 mai, dacă aveți bonuri din aceeași zi, de la unul sau mai multe magazine din Julius Town, a căror valoare cumulată trece de 500 de lei și veniți la centrul de premiere, aflat în zona centrului informațional din Julius Mall, primiți pe loc un cadou. În același timp, vă înscrieți automat în Marea Tombolă, unde trei norocoși vor câștiga câte un premiu inedit, un voucher în valoare de 1000 de euro de la bijuteria GIA.